să înțelegem din ce în ce mai mult și mai bine pe Eminescu pare o necesitate cultural națională permanentă, pentru că esența operei marelui poet este încă actuală la cei 164 de ani de la nașterea sa. În plus, hotărârea ca ziua de 15 ianuarie să fie în același timp și ziua poetului național și ziua culturii naționale nu pare una rea deloc. Avem nevoie de repere morale, avem nevoie de modele morale și cum Eminescu este chipul infinitului din noi, s-a luat această decizie în urmă cu 3 ani ca de ziua lui Eminescu să serbăm și ziua culturii naționale. Este un prilej de a ne aduce aminte de marile valori ale culturii naționale, dar și universale, pentru că, într-adevăr, simțim nevoia, într-o societate globalizată, să ne identificăm adevăratele valori. Din dor de Eminescu și apreciind importanța zilei de 15 ianuarie, giurgiuveni de diferite vârste și profesii, de la preșcolari și elevi și până la oficialități locale și oameni de cultură, au trecut astăzi în pelerinaj la statuia poetului Nepereche, situată în Parcul Alei. Obiceiul, vechi de ani buni, se constituie într-un omagiu adus marelui poet, al cărui bust datează în Parcul Giurgiuvean din 1938, urmare a inițiativei lui Tudor Vianu și realizării plastice a lui Corneliu Hedrea. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutus mare, mare viitor. Prezent la Giurgiu în adolescență, Eminescu a iubit orașul nostru, cum de altfel a iubit întreaga țară, iar lucrul acesta este argumentat astăzi de eminescologi. Ce l-a determinat pe Eminescu să-și aleagă din orașele de la Fluviu să ajungă la Dunăre pentru a se bucura de lăzuirea bătrânului Fluviu, rămâne totuși o enigmă. Oricum, pentru noi giurgiuvenii este o mare bucurie prin faptul că această așezare a fost înnobilată de numeroase trecere a lui Eminescu. Această zi ce nimeni nu înțelege, pare munut ce smuls mi-a fost din ploape, a chipului tău lună ca pe ape, mări șapte muzi de șapte ori să alerge. Prezent la manifestarea din Parcul Alei, poetul Octavian Tavi Clement, care i-a dedicat poetului național numeroase versuri personale, are părerea sa despre eventuala posibilitate ca marele Eminescu să nu fie existat. Fără Eminescu, literatura română ar fi avut, de, eu cred că încă 1000 de ani să aștepte să apară cineva care să facă o limbă cu adevărat românească, vie, naturală,